ziua și bine ați revenit la o nouă emisiune Jurisprudența. Eu sunt avocat Oana Tănăsică și astăzi am pregătit pentru dumneavoastră o temă de maximă importanță și anume cum să-ți protejezi brandul, ce înseamnă o marcă înregistrată și de ce este atât de important să îți înregistrezi marca. Așadar, indiferent că ești angajat al unei companii, indiferent că ești uh, manager al unei companii, indiferent că dorești să îți deschizi o afacere, sau un PFA și dorești să începi o nouă activitate, este important pentru tine să cunoști ce înseamnă o marcă și de ce aceasta trebuie înregistrată la oficiul de stat pentru invenții și mărci pentru a fi protejată. Ce înseamnă practic marca? Marca nu e doar un logo sau doar un nume, este o promisiunea calității serviciilor dumneavoastră pe care o le faceți către consumatorii dumneavoastră. Așa cum... De exemplu, atunci când intrați într-un magazin Adidas sau Nike sau Puma, dau un exemplu din articolele de vestimentație, știți foarte bine la ce să vă așteptați. Așa și atunci când dumneavoastră, ca și companie din România, încercați să introduceți pe piață un produs sau un serviciu, acesta trebuie să beneficieze de o denumire proprie și protejată de către legislația română sau europeană și internațională, după caz, în situația în care afacerea dumneavoastră se extinde peste granițe. Marca practic servește ca un instrument de comunicare care transmite consumatorilor nu doar originea unui produs sau serviciu, ci garanția unei experiențe specifice. Când vedem o marcă cunoscută, știm la ce să ne așteptăm. De exemplu, atunci când mergem la un hotel cu un brand renumit, știm la ce anume servicii ne putem aștepta. Așa și cu produsul dumneavoastră. Deci, practic, această marcă vă face diferențierea în piață între dumneavoastră și ceilalți competitori ai dumneavoastră și, practic, vă protejează identitatea. Și este important să cunoașteți care este legislația specifică. Ei bine, legea aplicabilă mărcilor este legea 84 din 1998. Sigur, a suferit o serie de modificări și actualizări, iar în prezent are o formă care asigură protecția tuturor mărcilor înregistrate pe teritoriul României. Deci ce înseamnă o marcă? Haideți să pornim de la definiție, da? O marcă este un simbol, un cuvânt, o expresie, un design sau o combinație a acestora care este utilizată pentru a identifica și distinge produsele sau serviciile unui anume furnizor de cele ale celorlalți furnizori. Înregistrarea unei măși conferă proprietarului drepturi exclusive de folosință și conferă proprietarului dreptul de a solicita terților să nu utilizeze acea marcă decât cu consimțământul său. So, practic este un drept care vă este protejat prin lege în măsura în care v-ați făcut această înregistrare la oficiul de stat pentru invenții și mărci pe scurt OSIM. Articolul 2 din această lege spune că poate constitui o marcă, orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele unei persoane, sau desene, litere, cifre, culori, elemente figurative, forme, ambalaje, cu condiția ca aceste produse, unu, să fie capabile să se distingă de alte produse sau servicii și doi, să fie reprezentate în registrul mărcilor, într-un mod care să permită, evident, autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate obiectul protecției conferite titular sau. Ce beneficii avem noi dacă înregistrăm această marcă, pentru că trebuie să le cunoașteți ca să știți de ce trebuie să faceți acest lucru. 1, este protecția juridică. Proprietarul unei mărși poate acționa oricând în judecată orice persoană care utilizează marca fără permisiune. 2. Recunoaștere și reputație. O marcă înregistrată ajută la crearea și menținerea identității dumneavoastră distincte pe piață față de orice alți competitori ai dumneavoastră. Al treilea. Drepturi exclusive. Deci aveți dreptul să folosiți exclusiv această marcă pentru produsele sau serviciile pentru care ați înregistrat. O să discutăm mai pe larg, mai târziu puțin în emisiune, ce înseamnă să înregistrezi o. o o marcă pe anumite clase de produse și servicii, pentru că nu înregistrăm o marcă pe toate clasele de produse și servicii, adică o marcă nu este nea înregistrată și pentru pâine și pentru îmbrăcăminte. Și a patra, al patrulea beneficiu este valoarea comercială. O marcă înregistrată poate deveni în timp un activ foarte valoros al companiei care poate fi licențiat sau vândut. Pentru că dumneavoastră, în situația în care deschideți o afacere și investiți în ea timp, know-how, întotdeauna îmbunătățiți produsul respectiv, produsul respectiv ajunge să fie extraordinar. Iar în momentul în care el este protejat de o marcă, are o identitate proprie, iar acea identitate propria produsului îi conferă plus valoare economică și poate fi înstrăinat, vândut și obținut profit din acest, acest produs. Dacă produsul dumneavoastră nu ar fi înregistrat, el nu are aceeași valoare economică, întrucât orice alt competitor poate să vă imite produsul, să vă imite denumirea și vă treziți că, de fapt, toată munca dumneavoastră de ani de zile din spate pentru a îmbunătăți acel produs, nu a fost cumva protejată de uh, lege. Sunt mai multe tipuri de mărci și vorbim de mărci verbale. De exemplu, o marcă Adidas formată doar din cuvinte. Mărci figurative, cum este la fel la Adidas, are acele trei liniuțe sau la Nai, care semnul specific. Sunt mărci combinate, combinații din elemente verbale și figurative, adică și din denumire, și dintr-un logo. Sunt mărci tridimensionale, care au formă de uh, tridimensională, cum ar fi, de exemplu, ambalajele. Sunt mărci de sunet, în situația în care acestea uh, constau în sunete sau melodii specifice. Sunt mărci de mișcare, care constau în elemente dinamice, care se văd, sunt vizibile în mișcare. Și mărci olfactive, cum ar fi anumite parfumuri. Haideți să vedem mai departe care este procedura de înregistrare a mărcii în România, pentru că vom începe mai întâi cu această înregistrare. Unde se înregistrează marca? E bine, ea se înregistrează la OSIM, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Primul lucru pe care trebuie să îl facem, trebuie să verificăm, să facem o cercetare prealabilă pentru a verifica disponibilitatea mărcii. Adică, înainte de a depune cererea, este recomandat să efectueze această cercetare pentru a verifica dacă marca este deja înregistrată sau este în curs de înregistrare. Se poate utiliza baza de date a OSIM în acest sens sau al altor organisme internaționale. Al doilea pas este depunerea cererii. Ne facem documentele necesare, completăm formularul de înregistrare, pentru că este un formular a, tip, o redactăm bineînțeles în limba română, are anumite elemente absolut obligatorii pe care trebuie să le a, conțină, printre care datele de identificare ale solicitantului, o reprezentare a mărcii, lista produselor și serviciilor, pentru că așa cum vă spuneam, o marcă nu poate fi înregistrată la modul general. Și de exemplu, dacă suntem o fabrică de pâine, înregistrăm o marcă pe clasa de produse de panificație. Dacă de exemplu, vindem haine sau facem producem haine, atunci noi înregistrăm marca noastră pe clasa respectivă de producție de articole vestimentare. Această cerere, bineînțeles, este însoțită și de anumite taxe pe care trebuie să le plătim în prealabil, de descrierea mărcii, de explicațiile culorilor revendicate, de tipul, de tipul mărcii vom descrie, da, această marcă, vom spune care e clas clasa din clasificarea NISA, așa se numește lista claselor, care este una internațională, această lista a claselor cuprinde efectiv clasele, de exemplu clasa 35 este una, o anumită zonă de uh, produse și servicii și așa mai departe. Toate aceste clase sunt uh, stabilite în prealabil, dumneavoastră trebuie doar să vă uitați pe această clasificare NISA, să vedeți unde vreți să, în ce clasă să vreți să introduceți marca dumneavoastră în funcție de obiectul dumneavoastră de uh, activitate. Pentru că acesta este încă o dată repet, este un sistem internațional de clasificare a mărfurilor și serviciilor pentru înregistrarea mărșilor comerciale și să uh, menționăm uh, menționați acolo în cererea dumneavoastră, care este clasa sau clasele, bineînțeles, că puteți înregistra pe mai multe clase, dar cu cât înregistrați pe mai multe clase, cu atât costul de înregistrare uh, crește. De exemplu, să vă dau un exemplu, avem clasa pentru mărfuri, clasa 1 pentru substanțe chimice, clasa 25 pentru îmbrăcăminte, clasa 32 pentru sucuri, băuturi nealcoolice, la clase de servicii avem clasa 35 pentru servicii de publicitate, clasa 45 pentru servicii juridice și așa mai departe. Deci este important să selectați în mod corect clasa de produse și servicii în funcție de obiectul dumneavoastră de uh, activitate. Să trecem mai departe la taxe, da? Pentru că, așa cum am spus, nu este gratuită înregistrarea mărcii, ci din potriva aceasta se uh, taxează cu anumite taxe de înregistrare. Ele nu sunt foarte mari, dar se adună, da? Pentru că veți plăti 50 de lei taxă pentru depunerea cererii, 150 de lei pentru publicarea cererii, aproximativ 500 de lei uh, la fel pentru publicarea cererii dacă este marca color și încă 700 de lei pentru fiecare clasă uh, NISA. Toate aceste taxele plătiți dumneavoastră în prealabil și o sim face o examinare formală a cererii, verifică dacă cererea este completă și dacă ați depus toate taxele și va proceda la publicarea cererii privind marca dumneavoastră. Sigur că OSIM va face și o examinare pe fond a cererii dacă marca îndeplinește condițiile legale pentru o înregistrare, respectiv dacă este distinctivă și dacă nu intră în conflict cu mărcile deja existente. Însă, după momentul în care aceasta este publicată de către OSIM, există o perioadă în care orice persoană interesată are dreptul de a face o poziție la înregistrarea mărcii respective. Adică dacă dumneavoastră, de exemplu, ați vrea să vă înregistrați pentru articole de îmbrăcăminte, o marcă similară cu cele arhi cunoscute, cum ar fi Adidas, Nike, Puma, etc., Zara, așa și mai departe, atunci dumneavoastră nu veți putea face acest lucru, pentru că există posibilitatea ca persoana care deține marca cu care se aseamănă foarte mult marca dumneavoastră să facă o poziție. De altfel și OSIM trebuie să verifice din oficiu anumite aspecte. În situația în care marca dumneavoastră este corectă, este distinctivă, adică nu seamănă cu alte mărci deja înregistrate și de uh, renume național sau internațional, dacă nu s-a formulat nicio opoziție, atunci decizia finală este aceea de înregistrare și OSIM va emite un certificat de înregistrare. Valabilitatea unei mărci înregistrate este de 10 ani de la data la care se depune cererea. Sigur că după ce expiră cei 10 ani aveți posibilitatea să renuiți această marcă, dar bine, nu după ce chiar înainte trebuie să faceți renuirea pentru că renoirea se trebuie cerută înainte să expire cei 10 ani și este o taxă de 1000 de lei aproape care se plătește pentru o renoire pe încă o perioadă. Așadar, deși procedura poate părea complexă, deși la cum v-am explicat eu, vedeți că nu este foarte greoaie, ea este simpluță, puteți beneficia sigur și de consultanță, sunt mai mulți consultanți în protecția proprietății intelectuale, la fel și avocații vă pot ajuta, specializați vă pot ajuta cu privire la înregistrarea mărcii, ca să nu vă gândiți dumneavoastră cum trebuie să faceți sau ce clasific, ce clase și așa mai departe dar dacă vreți să știți că puteți să o faceți și personal. Bun, haideți să vedem ce înseamnă și care sunt ca situațiile în care cererea va fi admisă de înregistrarea unei mărți, ce înseamnă practic această distinctivitate și ce trebuie să o cuprindă această marcă pentru a fi ea înregistrată pentru că nu puteți să înregistrați o marcă care, este nu, care nu este distinctivă față de altă marcă. Deci marca trebuie să fie distinctivă, adică să fie capabilă să identifice produsele sau serviciile dumneavoastră și să le distingă de cele ale altor comercianți. De exemplu, nu veți putea înregistra o marcă gen roche albă, pentru orice rochii albe pe care dumneavoastră le produceți pentru că aceste rochii de culoare albă pot fi produse de orice alt comerciant și nu sunt distinctive pentru dumneavoastră. Trebuie să aveți un nume și un logo original care să fie ceva al dumneavoastră. Trebuie de asemenea să nu fie o marcă pur descriptivă pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată. De exemplu, cuvântul laptop pentru computere nu poate să fie admis. Uh. De asemenea, marca nu trebuie să fie un termen generic da pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este utilizată. Și foarte important: marca dumneavoastră nu trebuie să inducă în eroare consumatorii cu privire la natura, calitatea sau proveniența produselor. Nu puteți să înregistrați o marcă foarte asemănătoare cu un alt brand um, pentru că ați putea crea confuzie în rândul publicului, iar această confuzie nu este acceptată nici de către legislație, nici de către societate, nici de către cel care are anterior o marcă la care, pentru, pe care a construit-o în timp și pentru care a muncit ca să, genere, să stabilească un anume standard de a, calitate. Și atunci nu este corect să încercăm să înșelăm publicul prin a, diverse mijloace prin care marca pe care încercăm să o înregistrăm să fie asemănătoare cu o altă marcă care deja există. Deci, marca dumneavoastră trebuie să fie originală. Și un alt aspect, marca trebuie să nu fie uh, trebuie să fie în conformitate cu morala și cu ordinea publică. Nu aveți voie să înregistrați o marcă care contravine moralei și ordinii publice pentru că este evident de ce nu avem voie, conform legislației române, să efectuăm activități contrare ordinii și liniștii publice și morale și așa mai departe. Mai departe, legea 84 da, cu privire la mărci spune că dreptul asupra unei mărci este dobândit și protejat prin înregistrarea la OSIM. Mărcile Uniunii Europene beneficiază și ele de protecție pe teritoriul României în situația în care au fost înregistrate la Oficiul European pentru Înregistrarea Mărcilor, care pe scurt se numește EUIPO. Care sunt situațiile în care sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule mărcile? Păi, pot fi declarate nule sau pot fi refuzate la înregistrare mărcile care au semne care nu pot constitui o marcă sau mărcile care sunt lipsite de acel caracter distinctiv despre care am spus sau mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații absolut uzuale în limbajul nostru. Mărcile care sunt, sunt folosite în comerț pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația sau proveniența mărcii. Mai sunt mărcile care sunt de natură să inducă publicul în, în eroare cu privire la proveniența geografică, de exemplu. Mărcile care folosesc anumite semne ale unor instituții ale statului sau ale Uniunii Europene. Mai sunt. Uh, Mărcile care uh, sunt compuse sau sunt uh, uh, reproduc în, uh, în ele anumite denumiri anterioare ale unui soi de plante de exemplu care sunt deja stabilite și uh, 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 sunt înregistrate în conformitate cu legislația Uniunii Europene. Mărși care conțin fără consimțământul titularului imaginea sau numele unei persoane care se bucură de renume în România. Și aici o să vă explic faptul că Numele unei persoane este brandul său personal și indiferent că acesta este înregistrat sau nu la OSIM, el beneficiază de protecție. De exemplu, cum mă numesc eu, da, Oana că numele meu este um, cumva protejat automat și nimeni nu poate să-l folosească, indiferent că eu mi-l înregistrez sau nu mi-l înregistrez la oficiul de stat pentru invenții și uh, mărci. Deci, acesta este un aspect pe care trebuie să-l cunoașteți pentru că am văzut că sunt foarte multe persoane care își fac uh, ca job, jobul acesta de influencer și, practic, acest, această activitate se bazează pe numele personal. În situația în care, însă, nu ieșiți în piață, ca să spun așa, cu numele dumneavoastră personal, ci ieșiți cu un, o denumire distinctă, acea denumire ar fi bine să o înregistrați la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărți, pentru că aceea nu este protejată automat. Mai departe, mărcile mai pot fi anulate dacă marca efectivă nu are acel caracter distinctiv. Da, am spus asta, este foarte important de știut că atunci când vă creați un produs, este foarte important să vă creați alăturat lui și o marcă care să fie distinctivă pentru dumneavoastră. O marcă mai este refuzată la înregistrare dacă este identică cu o marcă anterioară, pe aceeași clasă de produse, da? și dacă există riscul să creeze această confuzie sau de asociere cu o altă marcă ce aparține unei alte persoane. Mai este important să știți că este un așa numit drept de prioritate. Dreptul de prioritate este dreptul persoanei care a utilizat în activitatea sa o anumită marcă pe o perioadă mai îndelungată și care depune cererea și invocă faptul că a avut acest drept de prioritate în a folosi marca chiar anterior depunerii cererii la OSIM și dobândirii. Um, Dreptului da în baza înregistrării de către osim dreptului la uh, marcă. Însă aici lucrurile sunt un pic mai complicate. Aici vă sfătui în situația în care vă aflați în acest caz să apelați la un specialist ca să vă justifice foarte bine în fața osim această, acest drept de prioritate pe care dumneavoastră îl, îl aveți. Așadar, o marcă poate fi și anulată dacă este o, o marcă uh, identică sau similară în raport cu o man marca anterioară. Asta înseamnă faptul că, de exemplu, dacă în persoana care este titularea unei mărci nu a fost uh, vigilentă să facă opoziție la momentul la care dumneavoastră, de exemplu, sau un tert, a încercat să înregistreze o marcă ce este asemănătoare cu al lui, dar ulterior află de înregistrarea acelei uh, mărci, poate să solicite în instanță anularea acelei mărci pentru că el este titularul unei mărci anterioare ce seamănă foarte mult și acea de a doua marcă poate să creeze confuzie în rândul consumatorilor. Și practic această marcă ar duce în mod nejustificat la obținerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare. Bun. De asemenea, dumneavoastră nu puteți include în logo-ul dumneavoastră un semn asupra cărora au fost dobândite drepturi anterioare datei dumneavoastră, și nu puteți să solicitați înregistrarea unei mărci de către o altă persoană decât cea care o folosește, dacă, sigur, nu există un consimțământ în prealabil uh, scris. Deci, să recapitulăm pe scurt. Când vă va fi respinsă marca? Nu este distinctivă, nu este suficient descrisă, are termeni generici, aveți o confuzie a acesteia cu alte mărci, poate fi de natură să înșele publicul, este contrară cu morala și ordinea publică, folosește embleme sau statale sau simboluri instituționale protejate. Așadar, Acum că știți toate aceste aspecte, în momentul în care vă deschideți o afacere sau începeți un startup sau uh, vă deschideți o nouă linie de producție a unor produse noi sau vă, pur și simplu vă dați seama, ascultându-mă acum, că dumneavoastră nu v-ați înregistrat marca, este bine să. Faceți acest lucru și să vă faceți un logo aferent denumirii dumneavoastră și să vă înregistrați produsul dumneavoastră sau serviciul dumneavoastră la uh, OSIM. Ce drepturi aveți dacă sunteți beneficiarul unei mărci înregistrate? Pentru că aveți foarte multe drepturi. Aveți dreptul, în primul rând, exclusiv de utilizare. După ce ați înregistrat marca dumneavoastră, sunteți cei. Compania dumneavoastră sunteți cel sau cea care aveți dreptul să utilizați exclusiv pentru, bineînțeles, produsele și serviciile pentru care ați făcut înregistrarea în funcție de clasificarea NISA despre care am vorbit puțin mai devreme. Aveți, de asemenea, dreptul de a opri utilizarea neautorizată. În situația în care a, o altă persoană utilizează marca fără permisiunea dumneavoastră, Puteți să acționați în instanță, să cereți oprirea utilizării mărcii și despăgubiri, bineînțeles. De asemenea, puteți face orice fel de acțiuni care vă sunt necesare, notificări să înceteze să folosească, uh, procese de încălcare a drepturilor mărcii și, așa cum am spus, solicitarea de uh, daune. Ce drept mai aveți? Ei bine, aveți dreptul de a vinde sau de a licenția marca. Ce înseamnă asta? că puteți să vindeți sau să transferați marca de la o persoană sau o entitate către o altă persoană sau entitate. Bineînțeles că acest transfer trebuie înregistrat și la oficiul de stat pentru invenții și mărci. Mai avem dreptul de a proteja imaginea și reputația mărcii, pentru că înregistrarea unei mărci te ajută, practic, să-ți protejezi reputația și imaginea companiei tale sau unui anumit produs al tău și trebuie să știi că orice utilizare neautorizată sau înșelătoare a mărcii care ar putea să vă afecteze imaginea poate fi contestată. Știți foarte bine, pentru că au fost făcute publice foarte multe cazuri, ca, cazuri în care. Titularea a unor mărci de îmbrăcăminte sau de genți foarte cunoscute au solicitat despăgubiri sau au solicitat încetarea sau închiderea unor anumite magazine care, practic, imitau aceste produse, aceste genți sau aceste uh, haine, uh, punând... Uh, marca în mod înșelător astfel încât să vândă produse contrafăcute pe piață, lucru care sigur nu este permis de uh, legislație, da, este adevărat se întâmplă, vedem cu toții uh, dar lucrurile, lucrul acesta nu este ceva ce este uh, legal și uh, legislația dă posibilitatea persoanelor să se protejeze titularilor drepturilor de uh, marcă. Mai avem dreptul de a cere daune, așa cum am spus, și foarte important, dreptul de a folosi simbolurile de marcă înregistrată, pentru că odată înregistrată marca, ea trebuie să se poată utiliza un simbol care să transmită cu privire la faptul că acea marcă este înregistrată și o să vă explic imediat despre acesta. Luăm o scurtă pauză publicitară și revin cu mai multe informații la dumneavoastră. Bine ați revenit! Continuăm acum, cum spuneam, cu semnul unei mărci înregistrate. Care este semnul în care, pe care noi să-l alăturăm? Practic, mărcii noastre pe eticheta produsului nostru, ca să dovedim că este o marcă înregistrată. Ei bine, acel R într-un cerculeț pe care îl vedeți, indiferent de culoarea care, pe care este acesta, poate fi negru, roșu, verde, așa, acest simbol R în cerculeț indică faptul că marca este înregistrată. Mai există un simbol TM care este folosit pentru a Demonstra, indica o marcă neînregistrată încă, dar utilizată în comerț. Așadar, acest simbol trebuie să fie pe produsul pe care, pe eticheta pe care dumneavoastră cumpărați respectivul produs. Pentru că am vorbit puțin mai devreme despre faptul că nu este în regulă ca cineva să folosească, să producă articole de vestimentație, de exemplu, sub marca unei alte persoane. Pentru că poate înșela consumatorii. Sigur, consumatorii nu au nicio vină aici, nu o să vă facă nimeni absolut nimic în situația în care vă purtați un tricou pe care scrie, de exemplu, Adidas, dar nu el, el este contrafăcut, nu aveți dumneavoastră de unde să cunoașteți acest lucru. Însă, ceea ce este important este că titularul mărcii Adidas poate să se îndrepte împotriva celor care produc, în mod ilicit și care vând în mod ilicit. Ceea ce eu am întâlnit în practică de multe ori, de exemplu, a fost situația în care anumite persoane fizice încercau, bineînțeles, să facă și ele un ban în plus și vindeau, de exemplu, pe produse cumpărate din Turcia sau din China, contrafăcute și le vindeau prin diverse sisteme de vânzare din acestea online, OLX și așa mai departe. Și uh, au uh, vândut așa o perioadă de timp, ulterior o persoană responsabilă din România cu protecția mărcii pentru societățile respective a observat acest, această situație și a făcut o plângere la organele competente și organele competente au început să investigheze. Sigur, nu s-a întâmplat ceva extrem de grav pentru că, în esență, fapta nu era una dintre cele mai grave, însă este important să știți că nu aveți acest drept și în situația în care vă expuneți atât de mult folosind aceste mijloace online de vânzare și vânzând produse către uh, mii de consumatori, produse contrafăcute, aveți o mare, mare expunere din perspectiva legislației uh, penale și vă rog foarte mult să fiți atenți cu privire la aceste uh, aspecte. Bun. Haideți să vedem că cei care au mărci înregistrate nu au doar drepturi, au bineînțeles și ei și niște obligații și este normal să aibă aceste uh, obligații pentru că nu putem să înregistrăm nimic o marcă dacă de exemplu nu intenționăm să o folosim sau nu o folosim. Deci titularul mărcii trebuie să utilizeze efectiv acea uh, marcă pentru produsele și serviciile pentru care a înregistrat-o, iar utilizarea trebuie să fie continuă și reală, nu doar simbolică. Dacă marca nu este utilizată pentru o perioadă mai mare de 5 ani în mod continuu, aceasta poate fi vulnerabilă la anulare pentru neutilizare la cererea oricărui terț interesat. O altă obligație este reînnoirea înregistrării în situația în care ne apropiem de perioada de expirare a valabilității mărcii, trebuie să procedăm la reînnoirea acesteia prin plata evident, a taxelor de reînnoire despre care am făcut vorbire puțin mai devreme, vă spunem că acea taxă este de 1000 de lei. Sigur că dumneavoastră puteți să faceți renoirea și cu 5 ani înainte să vă expire perioada, nimeni nu vă împiedică să faceți acest lucru ca să vă asigurați că aveți o protecție cât mai îndelungată cu privire la marca respectivă, mai ales în situația în care marca dumneavoastră înregistrată a căpătat o notorietate mult mai mare decât cea inițială. Ce altă obligație mai au titularii de mărci? Să își protejeze marca. Deci, practic, titularul trebuie să monitorizeze piața și, sigur, să acționeze împotriva eventualelor încălcări ale drepturilor sale. Aceasta trebuie include, practic, supravegherea utilizării mărcii de către terți și contestarea mărcilor similare sau identice care ar putea crea confu confuzie. Aceasta nu e doar o obligație sau doar un drept, practic este o măsură prin care comercianții, companiile își asigură protecția drepturilor lor anterior dobândite. Au dreptul și obligația, dacă consideră necesar, să facă acțiunile legale, da, acțiunile în justiție, în instanță. Pentru a-și proteja uh, marca putem începe uh, inițial cu transmiterea unei notificări în situația în care o persoană vă folosește pe nedrept o marcă. Putem transmite o notificare dacă totuși nu încetează și continuă vom iniția o acțiune în justiție în situația în care doriți dumneavoastră acest lucru. Pentru că, da, este important să vă protejați marca, pentru că ea este identitatea dumneavoastră, ea este modul în care dumneavoastră vă adresați către consumatori, este modul în care garantați acestora un anume standard de calitate. Și atunci, după ce dumneavoastră ați muncit foarte mult la crearea unui produs, este păcat ca o altă persoană să vină și să. Cont vă contrafacă produsul sau să o utilizeze o marcă pentru un produs similar fără să aibă în spate toți anii de muncă ai uh, dumneavoastră. Uh, deci, o altă obligație, trebuie să mențineți, evident, calitatea produselor și serviciilor în raport de standardul cu care ați obișnuit consumatorii. Acest lucru este important pentru afacerea dumneavoastră, pentru businessul dumneavoastră și pentru a vă menține în piață. Dacă doriți să acordați licențe unor al altor persoane să vă utilizeze marca, trebuie să vă asigurați la fel că cei licențiați respectă standardele de calitate asociate cu marca dumneavoastră. În situația în care, de exemplu, aveți uh, și vreți să actualizați marca sau vreți să depuneți pentru un alt produs o explicație suplimentară, uh, puteți să faceți și să înregistrați pe anumite clase, anumite și alte, nu doar practic numele companiei dumneavoastră sau numele sub care uh, vindeți un, un produs, puteți, uh, practic, uh, să vă uh, înregistrați ambalajul, puteți să vă registrați alt logo, de exemplu, pentru o altă linie de producție. Puteți să vă o, înregistrați un, so, un slogan format din mai multe uh, cuvinte, de exemplu cum are Nike Just do it, da? Sunt foarte multe chestii pe care puteți să le înregistrați pentru a vă proteja și pentru ca produsul dumneavoastră să nu poată fi imitat după ce dumneavoastră ani și ani și ani și ani ați îmbunătățit la el aducându-l aproape de uh, perfecțiune. Mai departe Uh, cred că toate informațiile pe care le puteți solicita și le puteți găsi sunt cele din legea 84 din 1998, așa v-am spus, în mare despre această marcă, despre modul de înregistrare în teritoriul României. Vom vorbi imediat despre înregistrarea în afara granițelor țării, pentru că, de exemplu, în situația în care dumneavoastră aveți o afacere care se extinde și în alte țări din Uniunea Europeană sau în alte țări din afara uh, Europei, atunci trebuie să procedați la înregistrarea mărcilor și în oficiul aferent fiecarei țări în care duceți produsul sau în oficiul uh, internațional sau în, la EUIPO. Uh, da, EUIPO este Organizația Europeană de Protecție a Proprietății. Deci, practic, internaționalizarea unei mărci este esențială pentru companiile care își extind activitatea pe piețele globale. Iar alegerea sistemului potrivit de înregistrare, aici vorbim de sistemul de la Madrid sau de marca comunitară din Uniunea Europeană sau de înregistrarea directă într-o țară terță, depinde de nevoia și de strategia dumneavoastră ca și companie, în funcție de locul. Unde, care, în, în care vă duceți cu produsele sau uh, serviciile. Da? Sigur că aici este bine, la fel, să faceți cercetare prealabilă și să apelați la experți care să vă ajute cu înregistrarea acestor mărci și în alte țări. Aceste persoane se găsesc și în România și noi facem, de exemplu, înregistrări la, în, la Uniunea Europeană cu privire la morcile din România. La fel se poate face înregistrare la WIPO este practic organizația mondială a proprietății intelectuale, da, deci putem să facem, să, că puteți găsi specialiști inclusiv în România care să vă ajute cu înregistrarea mărcilor în alte țări. Procedura este similară, se depune o cerere, la fel selectați o țară, se examinează, sigur, durata este mult mai mare decât în, în România. La fel, marca are o valabilitate timp de uh, 10 ani cu posibilitate de uh, reînnoire, deci marca în mod internațional practic se înregistrează la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale. De acolo această organizație transmite în țările uh, în care, pe care le targetați dumneavoastră uh, cererea de în, înregistrare și fiecare oficiu național examinează cererea conform legislației sale naționale. Da, și vă puteți trezi de exemplu că marca dumneavoastră a fost aprobată într-o țară și respinsă în uh, alta pentru că fiecare are o o legislație proprie. De aceea este important să apelați la specialiști. Marca Comunitară este marca Uniunii Europene și este administrată de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, EUIPO. Această cerere pe care dumneavoastră o adresați către EUIPO vă uh, asigură protecție în toate statele membre ale Uniunii Europene. Procedura este similară, depunere de cerere, examinare, sigur taxe, evident, mai mari decât cele din România. La fel procedura de publicare și uh, opoziție, la fel durata mărcii este de uh, 10 ani. Cu titlu informativ, aproximativ înregistrarea unei mărci pentru. Uh, în Registrul European pentru o singură clasă NISA costă aproximativ 1000-1200 de euro, incluzând aici inclusiv serviciile consultantului. Um, Puteți sigur că face înregistrarea directă și în alte țări. De exemplu, nu sunteți în situația în care produsul dumneavoastră se adresează pieței Uniunii Europene, ci produsul dumneavoastră se adresează unei țări care nu este în Uniunea Europeană și atunci vreți să faceți înregistrarea direct în țara respectivă. Se poate face aceasta inclusiv prin oficiul nostru național de proprietate, unde puteți cere asistență. Dar sigur cel mai bine se va face la oficiul național al fiecărei țări. Vom vorbi acum despre invenții și desene și modele industriale pentru că spre deosebire de marcă marca este un logo, dar este un, o denumire, este un brand, avem situația în care putem inventa ceva și aceasta trebuie, această invenție trebuie protejată sub forma unui brevet de invenție, nu doar sub forma unei mărci. Practic, ce este un brevet de invenție? Este o formă de protejare pentru ce? Pentru o invenție nouă, da, inovatoare, care vă conferă un drept exclusiv de a produce, de a utiliza sau de vi a vinde invenția respectivă pentru o perioadă de timp determinată. În general, ea se acordă pentru domeniul tehnic, cum ar fi dispozitive mecanice sau medicale sau chimice sau electronice, software, hardware și așa mai de parte. Sigur că acestea urmează o procedură mai greoaie puțin, pentru că trebuie explicată invenția, trebuie explicată, explicat caracterul ei nou, de ce este nou, de ce este inovator, dar trebuie să cuprindă materiale distincte de, de a invenției, revendicările ca desenele explicative, rezumatul invenției și sunt anumite criterii care sunt valabile și aici, noutatea, activitatea inventivă, aplicabilitatea industrială și așa mai a, departe. La fel există procedura, ea se depune o cerere de brevet, se examinează și se acordă după caz, se publică la fel și într-un final se obține protecția prin certificatul de înregistrare. Așadar, dacă te afli în situația în care ai dezvoltat o invenție nouă și inovatoare, trebuie să consideri înregistrarea acesteia sub forma unui brevet de invenție și nu a unei mărci pentru a-ți te a proteja invenția ta și a dobândi dreptul exclusiv de a folosi această invenție. Deci dacă ar fi să clasificăm, ca să înțelegeți dumneavoastră, aceste invenții în principal se clasifică după domeniul tehnologic, pentru că avem invenții în domeniul electronic, în IT, avem invenții în domeniul medical, biotehnologie, în domeniul chimic, farmaceutic, de exemplu, anumite medicamente, în domeniul mecanic, în inginerie, vorbim aici de, inclusiv de vehicule, de diverse utilaje, putem avea invenții în domeniul alimentar, tehnologie agricole, metode de procesare și așa mai, uh, mai departe. Iar protecția legală este dată la fel de înregistrarea brevetului de invenție la oficiul de stat pentru invenții și uh, mărci. Ce mai avem noi, mai avem uh, înregistrarea modelelor și desenelor industriale. Practic aceasta este tot o formă de proprietate uh, intelectuală care la fel poate fi înregistrată la uh, OSIM și este dată, este acordată pentru forma exterioară, pentru aspectul exterior al unui uh, produs. De exemplu, formă, ornamentație, configurație și nu pentru funcționalitatea uh, lui. Înregistrarea unui model sau desen uh, industrial oferă bineînțeles, cum oferă și marca dreptul de a folosi exclusiv și de a împiedica pe alții să utilizeze designul respectiv în scopuri comerciale. Desenul este aspectul exterior al produsului, redat în două dimensiuni, iar modelul este aspectul exterior al unei părți din produs sau produsului, redat în trei uh, dimensiuni, rezultate, bineînțeles, din combinația dintre principalele caracteristici, linii, conturi, cu culoare, formă, etc. Ce trebuie să, să avem noi aici în vedere? Că această înregistrare protejează aspectul estetic, nu funcționalitatea, a nu se confunda cu invenția. Are o durată de protecție de până la 25 de ani în, în România. Procedura este similară, depunere cerere, examinare cerere, publicare, acordare, protecție. Deci, dacă este vorba despre un ambalaj, de exemplu, sau despre un model sau un desen industrial, o, prin înregistrarea la OSIM, dumneavoastră aveți dreptul să folosiți acel, acel model în mod uh, exclusiv și să solicitați terților să nu îl folosească în situația în care vă aflați în ipoteza în care el se folosește fără uh, drept. Mai vreau să fac o scurtă trecere în revistă a indicațiilor geografice, pentru că și aceste indicații geografice reprezintă un tip special de proprietate intelectuală care identifică un produs după o anumită origine geografică și unde are o anumită calitate, reputație sau altă caracteristică specifică a acelei origini geografice. Acestea sunt folosite pentru a proteja și promova produsele tradiționale care au o legătură strânsă cu locul lor de origine. Deci, caracteristicile unei indicații geografice sunt originea geografică specifică, calitate sau caracteristici specifice care sunt legate mai ales de tradiții sau de regiunea de origine și aceasta trebuie protejate legal prin legislația națională sau internațională pentru a preveni utilizarea ne neautorizată a numelui sau etichetei, de exemplu, să ce fel de indicații geografice cunoaștem noi? Da, cunoaștem rochefort, brânza din Franța, da, Champagne, vinul spumant din regiunea Champagne Franța, cunoaștem Parmigiano Regiano, care este acel parmezan din Parma Italia, aceto balsamico din Modena, care este un oțet balsamic din regiunea Modena și așa mai departe. Deci aceste denumiri sunt atribuite unor indicații geografice și trebuie protejate ca atare, ele sunt protejate prin anumite convenții de la Lisabona și aici vorbim de protecție internațională, la fel și Uniunea Europeană oferă o protecție puternică pentru indicațiile geografice. Bun, acum că am trecut în revistă toate aceste aspecte cu privire la marcă, cu privire la desenul și modelul industrial, la invenție, la indicație geografică, haideți să vă povestesc câteva cazuri celebre internațional cu privire la aceste drepturi de proprietate intelectuală. Și unul din cele mai celebre cazuri a fost cazul Apple versus Samsung, când uh, Apple a dat în judecată Samsung pentru că a folosit patente și drepturi de design ale iPhone-ului și iPad-ului în unele din produsele sale Galaxy. Procesul a implicat mai multe țări și a dus la decizii importante în privința protecției drepturilor de proprietate intelectuală asupra designului produselor electronice. Practic, procesul a început încă din 2011, când Apple a dat în judecată Samsung în Statele Unite, acuzându-l că unul din produsele sale Galaxy înfringeau pe revedele și drepturile de design ale iPhone-ului și iPad-ului. Practica Apple pe scurt a susținut că Samsung a copiat aspectul fizic al iPhone-ului, incluzând uh, designul său distinctiv uh, de ecran frontal cu margine sus, subțire, cu aspect metalic și iconurile de uh, aplicații într-o grilă uniformă. Samsung, bineînțeles, că, a contraatacat, susținând că Apple a încălcat propriile sale pe revete tehnologice și așa mai departe, iar în uh, august 2012, un juriu din SUA, a decis în favoarea Apple în mare parte, constatând că Samsung a încălcat mai multe brevete ale Apple, inclusiv designul său patentat al ecranului și interfața utilizatorului și Samsung a fost obligat să plătească despăgubiri aproape, țineți-vă bine, suma de un miliard de dolari. Deci, practic, acest caz a fost de o importanță internațională, a pus în evidență importanța protejării designului și a inovațiilor tehnologice într-un mediu care în prezent este extrem de competitiv și influențează modul în care companiile abordează aspectele de design și de proprietate intelectuală. Deci, vedeți, dumneavoastră, nu contează ca doar produsul dumneavoastră să fie unul excepțional. Contează foarte mult să aveți protecție legală împotriva unei situații ipotetice în care o altă persoană vrea să utilizeze un produs la fel ca al dumneavoastră sau similar. Un alt uh, caz uh, binecunoscut a fost cazul Lubotin versus Yves Saint Laurent. Practic, designerul celebru de încălțăminte al pantofilor cu talpă roșie a intentat un proces împotriva Yves Saint Laurent, tot în Statele Unite, pentru utilizarea culorii roșii distinctive de pe talpa uh, pantofilor. Și procesul a ridicat întrebări importante despre protecția mărcilor prin culori distinctive și a condus la decizii care, practic, ulterior au influențat uh, modul în care se se înțelege protecția mărcilor în industria, uh, în industria modului. Practic, Cristian Lobutin, celebru designer de pantofi cu talpi roșii distinctive, dându-l în judecată, a susținut că Yves Saint Laurent a încălcat drepturile sale de marcă prin utilizarea culorii roșii pe talpa pantofilor săi, inclusiv într-o colecție de pantofi cu talpi de culori variate, inclusiv uh, roșii. El a susținut că el are drepturi exclusive asupra utilizării acestei culori roșii pe tălpile pantofilor, argumentând că această caracteristică constituie o marcă comercială distinctivă și recunoscută pe uh, piață. Yves Saint Laurent însă a argumentat că nu poate fi atribuită o protecție exclusivă culorii roșii pentru tălpile pantofilor pentru că aceasta în esență nu reprezintă o marcă distinctivă, ci o caracteristică estetică comună al unor categorii de pantofi. Iar SUA a emis o decizie care la momentul respectiv a fost destul de controversată prin care a permis Yves Saint Laurent să continue să vândă pantofi cu talp roșii fără a fi considerată o încălcare a drepturilor de marcă ale celui care le folosise anterior. Deci iată că de aceea și astăzi vedem mai multe firme care uh, utilizează talpa roșie la uh, pantofii de de diverse feluri, și acest lucru este, este permis. Pentru că acest caz a avut un impact major pentru că a ridicat întrebări cu privire la protecția culorilor distinctive ca marcă comercială în industria modei. Nu a fost singurul caz, o să vă mai povestesc imediat unul, iar instanța a stabilit că totuși o culoare în sine ea nu poate fi considerată o marcă protejată. La fel a fost un proces între Nestle și Cadbury, unde aici s-a disputat culoarea de pe culoarea ambalajului de la ciocolată, care um, Uh, întrucât uh, o anumită parte implicată a solicitat ca ambalajul de culoare mov ar trebui să fie si, uh, doar prin el, prin culoare uh, atribuit în mod exclusiv pentru că îl înregistrase uh, anterior, iar uh, decizia bineînțeles a fost că nu se poate ca o anumită culoare să fie semn distinctiv al unui ambalaj, ci că, că un ambalaj trebuie tratat în Uh, în totalitatea lui, da, cuprinzând culoare, formă, logo, scris, desene și așa mai uh, mai departe. Deci, practic a fost o decizie a Curții Europene de Justiție, întrucât s-au tot uh, judecat mai mult timp, care a emis o decizie în anul 2018, în care a spus că o marcă comercială formată dintr-o singură culoare singulară Poate fi acordată numai dacă este demonstrat că aceasta este percepută ca un indicator de origine de către consumatori, adică ca o indicație geografică. Ori nu era cazul în, în, această, în această situație. Un alt caz foarte drăguț este cel cu lui Vuitton și Warner Bros. Practic s-a făcut un film în care s-a folosit, într-un într film de parodie, s-a folosit o geantă lui Vuitton fake și lui Vuitton a dat în judecată producătorul de film susținând că nu are dreptul să facă acest lucru pentru că îi diluează reputația mărcii și se face practic o asociere negativă cu marca uh, sa. Bineînțeles a pierdut instanța, a menținut dreptul la liberă exprimare în cadrul unui film și la drept parodie în esență, uh, respingând solicitarea formulată de către compania celebră lui uh, Vuiton. Așadar, dragii mei, acestea sunt doar câteva cazuri și este important să știți că și în România sunt foarte, foarte multe litigi cu privire la proprietatea intelectuală și ca să nu ajungeți acolo și ca să, dacă ajungeți acolo să aveți posibilitatea de a câștiga, trebuie să vă înregistrați marca. Nu uitați, protejați-vă brandul. Ne vedem data următoare.